Vreau să vorbesc pe scurt și să avertizez cu privire la o învățătură pe care cel mai probabil nu ați auzit-o până acum. Dar este o adunare din România, se numește Adunarea Harul Suveran, care promovează această învățătură în aproape toate mesajele lor. Cel puțin în mesajele pe care le-am ascultat eu, 70-80% din ele am tot auzit referințe la învățătura asta. Și au făcut o misiune din promovarea celui învățături. Da. Și precizez încă de la început, nu am absolut nimic cu oamenii de acolo. Nu despre asta e vorba. Îi iubesc, sunt frații mei, facem parte din același trup, suntem mireasa lui Hristos, chiar dacă ei nu mă consideră că fac parte din mireasă, veți înțelege imediat ce vreau să spun. Îi iubesc, nu am nimic cu ei. Deci problema mea nu e cu ei, nu e o problemă personală, nu sunt certuri, n-am vorbit niciodată cu ei despre lucrurile astea, nu ne-am contrazis niciodată, nu. Pur și simplu am ascultat recent un mesaj care m-a determinat să vorbesc despre lucrurile astea. Cu gândul că mesajele lor sunt publice, le aud oamenii și pot să fie înșelați, pot să fie ademeniți, mai ales cei care cred în doctrinile Harului. Și poate că sunt frați, surori care îi aud vorbind despre lucrurile astea și apoi sunt agățați și de această învățătură falsă, consider eu, despre care vom vorbi imediat. Ce presupune învățătura asta? Învățătura asta presupune că de la Domnul Isus, de la apostoli încoace, au existat mereu adunări adevărate pe parcursul istoriei care au mers în paralel cu Biserica Catolică, cu Biserica Ortodoxă, cu bisericile false. Au existat mereu adunări adevărate. O succesiune de adunări adevărate. Da? Până astăzi. Versetul lor de temelie e porțile locuinței morților nu vorbi lui biserica, doar ce am vorbit despre asta. Locuința morților nu se referă la împărăția lui Satan. Locuința morților este locul unde merg sufletele morților. Ce vrea să spună Domnul Isus acolo e că biserica zidită de el, adunarea asta, nu va gusta moartea. Asta înseamnă porțile locuinței morților nu vor birui biserica. Nu vor fi biruiți de moarte. Cei care mărturisesc credința în el. Asta vrea să spună Domnul Isus acolo. Nu vrea să spună că e un conflict între lui Satana și biserică și biserica învinge și așa mai departe. Nu despre asta e vorba. Nu asta înseamnă locuința morților. Nu avem voie să sucim vorbele Domnului Iisus în felul lor. Peste tot, în toată Scriptura, locuința morților e locul unde merg morți. Mesajul Domnului Isus e că biserica lui, cea zidită de el, pe această piatră, adică pe el, Hristosul fiului lui Dumnezeu, nu va fi biruită niciodată de moarte. Ăsta e mesajul lui. Va avea viața veșnică. Simplu. Iar pe acest verset interpretat greșit se bazează teoria lor. Da. Toți reformatorii sunt impostori, că n-au ei ce reformă să facă, pentru că adunarea Domnului Iisus n-a fost biruită de locuința morților, adică de împărăția lui Satana, interpretând ei greșit versetul. Ăla, da. Deci, nu ar avea logică să spui că faci tu reformă în biserică. Reformatorii sunt niște impostori. Sunt mântuiți dar n-au făcut parte din adunarea adevărată. Pentru că adunarea adevărată a mers mereu în paralel cu adunările astea false. Da. Cam asta cred ei pe scurt. Și ei au pretenția că ei acum sunt adunarea adevărată. Nu numai ei, mai sunt alte adunări adevărate pe tot pământul, iar ceilalți, toate celelalte zeci de mii de denominații și așa mai departe, sunt adunări false. Nu sunt adunările Domnului Isus nu sunt adunarea Domnului Isus despre care El a zis că porțile locuinței morților nu vor birui. Interpretând greșit versetul ăla. Domnul Isus vrea să spună că adunarea Lui nu va fi biruită de moarte. Ceea ce este adevărat. Niciun creștin adevărat nu va fi biruit de moarte. Nimeni care mărturisește că Isus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu și se încrede în El, nu va fi biruit de moarte. Dar ei interpretează greșit acel verset, și spun că e vorba de adunarea locală a Domnului Isus care nu e biruită de împărăția lui Satan. Da. Și acum, misiunea lor este să le spună tuturor, căutați-vă adunarea adevărată. Veniți și botezați-vă într-o adunare adevărată. Botezul vostru nu e valabil. Botezul vostru nu e valabil. Mireasa lui Hristos, sunt doar cei care fac parte în aceste adunări adevărate. Bineînțeles, nu cred în Biserica Universală, nu cred că există un trup spiritual al tuturor celor mântuiți de pe pământ. Adică în fiecare adunare adevărată sunt doar născuți din nou. Ceea ce e fals. Vedem clar în bisericile din Cartea Apocalipsa că doar cei ce vor birui, doar ei sunt născuți din nou. Erau și o de creștini falsi. Și vedem asta și în epistole au fost tot timpul creștini falși infiltrați în biserici adevărat. Da? Anticriștii despre care vorbește Ioan au ieșit dintre noi pentru că nu erau dintre noi. Ce au căutat între noi? Dacă ei nu erau născuți din nou. Au reușit să ne păcălească. Da? Nu au fost născuți din nou, dar au făcut parte dintr-o adunare, adevărat. Oricât am încercat noi și am examinat noi, e imposibil să știm noi 100% cine e născut din nou și cine nu. Timpul arată lucrul acesta. Da. Timpul scoate la iveală lucrul acesta. Dar ei asta spun. Că tot timpul au existat adunări adevărate, formate din oameni născuți din nou, pe parcursul istoriei, care au o succesiune, de la apostol până astăzi. Da. Și problema nu e că ei cred asta. Problema mea nu e că dacă ar zice, bă, asta credem noi. Dar nu spun asta. Ei spun că asta spune Scriptura. Și uneori chiar ajung să sucească Scriptura de dragul acestei învățături. Ajung să spună că Nouul Ierusalim e adunarea adevărată. Restul care vor fi mântuiți pe pământ nu fac parte din adunare. Adică, eu care nu fac parte dintr-o adunare adevărată conform învățăturilor, că eu am o adunare falsă, o să fiu pe pământul cel nou, dar nu o să stau în noul Ierusalim. Acolo stă doar adunarea. Observați cum se face o diviziune între cei mântuiți, da? Noi suntem adunarea, restul sunt mântuiți, dar nu fac parte din adunare. Fac parte doar din împărăție. Aici e problema mea. Și aici e problema Scripturii, spun eu. Și aici mi-ar plăcea dacă s-ar concentra mai bine la mesajul pe care îl transmit. Scriptura învață că Hristos a murit pentru mireasa lui. Asta învață Scriptura. Iar ei spun, da, da, Hristos a murit pentru mireasa lui și pentru ceilalți. Nu. Scriptura spune că a murit doar pentru mireasa lui. Efeseni, capitolul 5. De la versetul 25. Bărbaților, iubiți-mă nevestele cum a iubit și Hristos, biserica, și s-a dat pe sine pentru ea, nu s-a dat pe sine doar pentru adunările locale adevărate. Sau nu s-a dat pe sine pentru adunările locale adevărate și pentru ceilalți. Hristos s-a dat doar pentru biserică. Atenție mare la ce spune Pavel aici. Deci dacă eu nu fac parte din biserica asta adevărată, Hristos nu s-a dat pentru mine. Atenție mare la ce spune Apostolul Pavel aici. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin spălarea cu apă prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Deci, eu ca să fac parte din această biserică, sfântă, fără pată, fără prihană, trebuie să fiu în Hristos. Doar prin Hristos pot să fac parte din această biserică. Aici nu se referă la sfințirea progresivă. Nu, nu, nu. Se referă la sfințenia pe care mi-o dă Hristos. Datorită lui Hristos, biserica e curată, e fără pat. Pentru că Hristos a dat pe sine pentru ea. Iar dacă din biserica asta, Eclesia despre care se vorbește aici, fac parte doar adunările astea locale adevărate, înseamnă că Hristos a dat numai pentru ele. Asta spune Pavel aici. Și aici e problema. E o problemă gravă. Sau, sau, aici Pavel vorbește doar despre biserică, dar Hristos s-a mai dat pentru cineva. Unde găsim așa ceva? Nicăieri. Nicăieri. Hristos a dat pentru biserică. Biserica e mirea sa lui. Iar cei care au învățătura asta greșită, spun că nu toți cei pentru care s-a dat Hristos fac parte din mireasa lui. Asta e învățătura lui. Și totul pleacă de la această metaforă cu mireasa. Ei sunt mireasa, restul sunt pe lângă mireasă, fac parte din împărăție, vor fi pe pământul cel nou, dar nu fac parte din adunare. Și nu vor fi în noul Ierusalim. Aici iarăși confundă noul Ierusalim cu adunare. Noul Ierusalim e cetatea spirituală a tuturor celor mântuiți. Nu e o cetate fizică care se va coborâ pe pământ. Ăsta e al subiect. Dar ei confundă Noul Ierusalim cu adunare. Tot mai jos de la versetul 30 în Efesen 5 spune Pavel așa, pentru că noi, toți cei care ne-am pus în în Hristos, toți cei care am crezut Evanghelia din Efesen capitolul 1 și am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, toți, noi suntem mădulare ale trupului lui. Carne din carnea lui și ozi din oasele lui, citează Pavel din Geneza. Aplică ce a făcut primul Adam la al doilea Adam. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de sa, cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Pavel vorbește despre uniunea, despre unitatea dintre Hristos și biserica lui. Despre toți cei ce sunt în Hristos. Din coasta lui Hristos a ieșit o femeie biserică. Iar această femeie se va uni cu Hristos. Va deveni un singur trup cu El. Și este un singur trup cu El. Iar eu dacă nu fac parte într-o adunare locală, din asta adevărată, cu succesiunea apostolică, îmi spun ei, eu nu fac parte din această mireasă. Eu nu sunt în Hristos. Eu nu sunt unit cu Hristos. știu că eu să spun altceva. Nu, ești unicul Hristos, ești mântuit, dar nu faci parte din adunare. Trebuie să fie consecvenți cu învățătura lor, iar ca să fie consecvenți cu învățătura lor, trebuie să sucească Scriptura. Trebuie să fac asta. Trebuie să fac asta. Repet, ce presupune această învățătură? Scurs și la obiect. Doar cei care fac parte în aceste adunări locale adevărate cu succesiunea apostolică sunt mireasa lui Hristos. Restul sunt mântuiți, fac parte din împărăția Lui, dar nu fac parte din mireasa. Ca să devii mireasa lui Hristos, nu e de ajuns să crezi în Hristos. Și aici e problema mare. Tu, în momentul în care ai crezut în Hristos și te-ai unit cu Hristos prin credință, te identifici cu El în moartea și în învierea Lui. Tu nu faci parte din mireasa lui Hristos. Tu faci parte doar din împărăția lui. Ești unit cu Hristos, dar nu faci parte din adunarea lui. Nu faci parte din mireasa lui. Ceea ce e o contradicție cumva. Da. Ca să faci parte din mireasa lui, totul depinde de tine. La asta se rezumă totul. Tu ești responsabil să-ți cauți o adunare adevărată. Dacă nu-ți o găsești, Ghinion! Ghinion! Nu faci parte din mireasa lui Hristos. Ești mântuit, dar nu faci parte din mireasa lui Hristos. Ai avut ghinionul să nu-ți găsești o adunare adevărată. Ghinion! Observați cum totul se rezumă la ce faci tu. De tine depinde, nu de lucrarea Domnului Isus, nu de botezul ăsta în Hristos, cu fundarea asta în Hristos, despre care vorbește Pavel Roman 6, ca la tem 3 fost îmbrăcați cu Hristos. Nu, nu, ca să faci parte din mireasa lui Hristos, tu trebuie să-ți cauți o adunare locală adevărată cu succesiune apostolică. Și să te botezi cu botezul adevărat, în această adunare locală adevărată cu succesiune apostolică. Restul botezurilor nu sunt valabile unde te-ai botezat, oricine te-a botezat, nu e valabil dacă nu e făcut într-o adunare adevărată cu succesiune apostolică. Deci ca să faci parte din mireasa lui Hristos, trebuie să-ți găsești o adunare locală adevărată cu succesiune apostolică și să te botezi în această adunare. Și astfel ai devenit parte din mireasa lui Hristos. Și doar tu vei fi nou în Ierusalim și restul vor fi pe Pământul cel nou. Doar vor veni în vizită acolo. Tu vei avea o poziție mai înaltă, pentru că tu ai avut șansa și norocul să-ți găsești o adunare locală adevărată, să te botezi în această adunare locală adevărată. Deci, ca să devii mireasa lui Hristos, totul depinde de tine. Și de circunstanțele în care te afli. La asta se rezumă totul. Nu e suficient să te încrezi în Hristos. Nu e suficient să crezi că Iisus e Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și că s-a jerfit pentru tine. Că s-a dat la moarte pentru tine. Nu e suficient. Nu e suficient să crezi Evanghelia să fii pe lui cu Duhul Sfânt. Să fii scufundat în Hristos. Nu e suficient. Tu nu faci parte din mireasa Lui. Încă. Ca să faci parte din mireasa Lui, pune-te pe căutat, prieteni. Pune-te pe căutat trebuie să cauți aceste adunări adevărate cu succesiune apostolică. Și sună frumos lucrurile astea, sună idealist, wow, ideal ar fi să fie așa, dar nu e așa. Ei pretind că sunt cumva urmașii valdenzilor, anabaptiștilor, cum dovedești tu lucrurile astea? N-ai cum să le dovedești. N-ai cum. N-ai cum. Decât să spui. Eu sunt urmașul nu știu Bine, și eu sunt urmașul nu știu care mă trezesc și eu de mâine și spun adunarea mea e adevărată. Restul sunteți falși cu toți. Eu am succesiune de la post. Trebuie să mă crezi. Eu fac parte din mireasă. Ca să faci parte din mireasă, trebuie să vii să te botez eu. Dovedește-mi că n-am dreptate. Eu sunt urmașul anabaptiștilor. Eu sunt urmașul valdenzilor. Dovedește-mi că n-am dreptate. Păi da, da, trebuie să ai învățătura apostolului. Da, am învățătura apostolilor. Am învățătura apostolilor. Poți veni în adunarea noastră, ne poți verifica și poți vedea că avem învățătura apostolilor. Deci, eu fac parte în adunarea asta succesivă de la apostoli, trebuie să vii la mine în adunare ca să faci parte din mireasă. Să te botezi eu. Oricine poate să facă asta. Oricine poate să facă asta. Oricine poate să spună asta. Lucrurile astea nu se pot dovedi. Nu poți dovedi. E un gând frumos. Bă, ce frumos ar fi să fie așa. Dar nu e așa. Nu e așa. Și partea tristă e că învățătura asta produce diviziune între mântuiți în loc să iunească. Că scopul ar fi să iunească în adunarea asta adevărată. Dar, din potrivă, produce diviziune. Mă face să mă uit la fratele meu ca la un străin. Tu nu faci parte din mireasă. Tu ești prieten cu mine. Tu ești prieten cu mirele. Și ești prieten și cu mireasa. Tu nu faci parte din mireasa. Eu sunt mai sus decât tine. <laughs> învățătura scripturii e cu tot alta. Suntem una în Hristos cu toți. Nu există gradele astea. Tu ești mireasa, tu nu ești mireasa. Observați unde duce învățătura asta. Înțelegeți unde duce învățătura asta? Nu duce la unitate, duce la diviziune, la mai multă diviziune. Și la un fel de aroganță din asta, spirituală. Noi suntem adunarea adevărat. Noi suntem mireasa. Ca să faci parte din mireasa trebuie să-ți cauți o adunare de asta adevărată cu succesiune apostolică. Nu e de ajuns să crezi în Hristos. Observați cum lucrurile astea adaugă la Evanghelie. eu găsesc cu totul altceva în Scriptură. Oricine s-a încrezut în Hristos pentru mântuirea Lui. A fost unit cu Hristos în moartea și în învierea Lui. A fost botezat în Hristos, cufundat în Hristos. Face parte din mireasa Lui. Și s-a apropiat de Ierusalimul Ceresc, scrie în Evrei, capitolul 12. Ierusalimul Ceresc e cetatea Dumnezeului Celui Viu. Sionul Ceresc. Nu e adunare. Ierusalimul Ceresc. E cetatea din care fac parte toți cei răscumpărați de pe pământ. Toți au fost născuți din Ierusalimul Ceresc, spune Pavel în Galatea 4. El e mama noastră a tuturor. Ierusalimul Ceresc. E mama tuturor credincioșilor. indiferent de adunarea din care fac parte, de adunarea locală din care fac parte. Învățătura asta îți ia privirile de la Hristos. Te face să te încrezi în faptul că tu faci parte dintr-o adunare adevărată, că tu te-ai botezat cu adevăratul botez și de aia tu faci parte din mireasă. Nu, nu, nu. Tu faci parte din mireasă pentru că te-ai încrezut în Hristos, pentru că ești un copil al promisiunii, pentru că ești născut din Ierusalimul Ceresc. Pentru că ești unit cu Hristos pe vecie, prin credință. Toți cei răscumpărați de pe pământ sunt Mireasa lui Hristos. Nu doar adunările astea locale adevărate cu succesiune apostolică. Sau adunările astea care au pretenția ca această succesiune apostolică. Toți cei răscumpărați de pe pământ fac parte din Mireasa lui Hristos ci toți locuiesc și vor locui în Ierusalimul Ceresc, în prezența lui Dumnezeu o veșnicie. În cetatea lui Dumnezeu. Nu există decât două cetăți. Babilonul, Ierusalimul Ceresc. Ori faci parte din una, ori din cealaltă. Dacă ești dintre cei răscumpărați ai Domnului Iisus, faci parte din Ierusalimul Ceresc. Ai fost născut din Ierusalimul Ceresc. El e mama ta. Dacă nu faci parte dintre cei răscumpărați de Domnul Isus, indiferent de adunarea locală din care faci parte, faci parte din Babilon. Lucrurile sunt mult mai simple de atât decât le de complică acești frați. Pe care, repet, îi iubesc, îi respect, sunt frații mei. Peste 90% din ce spun suntem de acord, dar în privința asta, cred eu, au fost amăgiți. Au fost amăgiți de alții. Nu știu eu de cine, dar învățăturile astea nu vin din scriptură. Și produc diviziune printre creștini, printre credincioși. Produc un fel de ranguri din astea. Eu sunt Mireasa, tu nu ești Mireasa. E foarte grav. Nu am vrut decât să vă atenționez cu privire la învățătura asta. De aici încolo, fiecare din voi faceți cum doriți. Eu mi-am luat povara asta de pe conștiință. De aici încolo faceți ce doriți.